Am adus eu abordare nouă. Până să ajung eu în România să deschid firma mea, nu exista, din cunoștințele mele, și s-ar putea să mă înșel, din cunoștințele mele, nu exista nimeni care să facă seminarii gratuite cu scopul să educe piața și să-și vândă produsele în același timp. Adică să combine două lucruri sănătoase pentru business și pentru societate. Adică fac evenimente cu scop să educ pe cei care vin, nu trebuie să plătească nimic, pur și simplu vin și participă și învață și se dezvoltă. Dar în același timp e o metodă foarte bună de promovare pentru firma mea. De ce? Dacă asculți un om 3 ore, 4 ore, care te ajută în 3 ore, 4 ore în mod gratuit, îți pui întrebarea în secunda 2, dacă l-aș plăti, oare n-ar putea să mă ajute și mai mult? Și e normal. E interesant că sunt oameni care judecă felul acesta de a face lucrurile în domeniul meu. Adică fii atent, ăsta face seminarii gratuite ca să-și vândă produsele. Dar n-ai nicio problemă cu drive testul de la mașină, care e același lucru. N-ai nicio problemă cu fetele de supermarket care îți dau să gust ceva și după aceea te întreabă, doriți să îl cumpărați? Cu aia n-ai nicio problemă. Sau când te duci la supermarket și doamna care are un parizer nou acolo la supermarket îți zice, vreți să-l gustați înainte să-l cumpărați ca să fiți sigur că vă place? Chiar ți se pare o idee genială și zici, bă, uite ce drăguț. Dar dacă eu fac un seminar gratuit cu scopul să guști înainte să cumperi, zice, ăsta vrea să ne fraierească. E același model de business până la urmă, nu e nimic nou și nu eu l-am inventat, ci pur și simplu l-am văzut că funcționează în Portugalia, l-am văzut cum funcționează în toată lumea și am zis, trebuie să funcționeze și în România. Deși, într-adevăr, în România am simțit un pic mai mult scepticism la început, pentru că piața nu era pregătită pentru acest lucru.